pagina Scriptură 1068, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10. În cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din cetatea de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe minostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul a nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedene pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis, Cornelie, Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, Ce este, Doamne?" Și îngerul i-a zis, Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele." Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, la cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Pesetul 23 Petru deci a chemat de deci înăuntru și a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei, l-au însoțit și câțiva frați din Iope și în cealaltă zi au ajuns la cezarea. Corneliu a așteptat cu rudele și prietenii de aproape pe care chemase. Când era să Petru, Corneliu, care și înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunat pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns, acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea și iată că a stat înaintea mea un om cu haină strălucitoare și a zis, Cornelie, Rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a dus aminte de milostenile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis Petru, el găzduiește în casa lui Simon Tăbăcarul lângă mare, când va veni, el îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit, acum dar... Toți suntem aici înainte lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, într-adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam cine se teme de el și lucrează în neprihănire, este primit de el. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia Păcii prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor. (Versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa că ei să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Vei să ocupați locurile. Doresc în seara aceasta să vă provoc la o evaluare. Vă plac evaluările? Și da, și ba. Ne plac atunci când este vorba să evaluăm noi pe alții. Și tare ne mai place. Și tare vedem paiul din ochiul fratelui nostru, și prea puțin bârna din ochiul nostru. Dar, dragii mei, vreau să vă provoc să ne evaluăm relația cu Dumnezeu. Și aș vrea să vă întreb: aveți o relație personală cu Dumnezeu? Sau credeți că un copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă o relație personală cu Dumnezeu? Amin. Ce înțelegeți dumneavoastră prin relație personală cu Dumnezeu? Ca să ai o relație cu Dumnezeu, în primul rând, trebuie să recunoști și să crezi, crezi că există Dumnezeu. Trebuie să crezi în El, să cunoști voia Lui, valorile Lui. Apoi, să ai o relație cu, cu Dumnezeu, noi spunem, trebuie să vii la biserică. Ne mai spun, frații de la învon, că trebuie să faci ceva în biserică. Astfel încercăm fiecare să facem câte ceva. Nu știu dacă în biserică sau în altă parte am auzit despre cineva care a plecat dintr-o biserică pentru că nu făcea nimic. Și a mers în altă biserică nu? și când l-au întrebat cineva ce slujbă faci. Și omul ăsta mândru spunea, aranjez ca în biserică. Făcea ceva, se simțea util. Dragii mei, ce înseamnă o relație cu Dumnezeu? O relație înseamnă că sunt două părți, nu e așa? O relație înseamnă că sunt două părți. Dar pentru noi, de foarte multe ori, relație înseamnă doar ceea ce facem noi. Faptul că venim la biserică, că slujim într-un fel sau altul, că poate dăm dărnicie la biserică, poate mai vizităm un bolnav. Dar, dragii mei, relație înseamnă eu să vorbesc și Dumnezeu să-mi răspundă. Relație înseamnă eu să mă rog și Dumnezeu să mă asculte. Aș vrea să vă întreb când a fost ultima dată când ați primit? un răspuns din partea lui Dumnezeu, un feedback din partea lui Dumnezeu. Sau doar ne-am rugat pentru că așa suntem neobișnuiți să facem. Dragii mei, cred că atunci când ne rugăm, ar trebui să așteptăm răspuns din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne răspundă. Autoevaluarea este ceva ce ne cere Scriptura. Pe voi înși vă încercați-vă, cercetați-vă, evaluați-vă dacă sunteți în credință. Dacă voi v-ați judeca singuri, n-ați fi judecat odată cu lumea. Dar spuneam că ne, plac, ne, place să evaluăm pe altcineva sau altceva. Și aș vrea să vă provoc și să vă întreb, dacă ar fi să evaluați biserica noastră, cum ați evalua Am curajul să pun asta, întrebarea asta pentru că suntem la predică și veți fi suficient de cuminți să nu spuneți toate nemulțumirile, dar sunt convins că fiecare, Evaluăm biserica din care facem parte Mi-aduc aminte, acum ceva timp am întâlnit cu frate din biserică Pe care nu l-am văzut de foarte multă vreme Și am stat câteva minute de vorbă cu el Frate, nu te-am mai văzut de multă vreme la biserică Și cred că vreo 10 minute am stat cu el Și în acele 10 minute O grămadă de nemulțumiri Noi așa evaluăm biserica Evaluăm predicatorul și evaluăm predica Evaluăm cântăreții și evaluăm cântarea Evaluăm recitatorul și evaluăm poezia Evaluăm sunetul cât este de tare sau de încet. Evaluăm și aș putea aerul condiționat sau alte lucruri. Dragii mei, le spuneam celor din casă, de foarte multe ori uităm cum am fost noi tinerețe. Țin minte, le spuneam când tatăl meu a cumpărat o mașină, și la ce m-am uitat prima dată? Cam ce credeți că m-a interesat pe mine în mașina aia? Dacă are casetofon și boxe. Asta, asta m-am uitat primul lucru. Pentru că atunci când eram tânăr îmi plăcea să ascult muzică și să ascult muzică tare în mașină. Vreau să vă spun că m-am schimbat. Soția știe când mă duc la drum lung, eu n-ascult muzică deloc în mașină. Nu mai pot. Dar, dragii mei, trebuie să vedem că în biserica lui Dumnezeu suntem și tineri. Și mai bătrâni, la tineri ăștia pot să sune fanfara și decibelii la maxim pentru că ei nu au nicio problemă. Noi care ne-am tocit nervii sau dumneavoastră pe, în decursul anului, normal că decibel mai mulți înseamnă un disconfort auditiv. Dar suntem foarte diferiți și ne place să evaluăm în toate felurile biserica. Dar dragii mei, haideți să evaluăm biserica din casa lui Corneliu. Avea fanfară? Nu. Avea band sau instrumentar? Nu ce avea biserica din casa lui Corneliu, pentru că eu consider că a fost acea adunare, o biserică, avea predicare. Și la acel serviciu divin a fost invitat Petru. Aș vrea să vă întreb, oare faptul că a fost Petru invitat special în această seară, în acea seară, la cea adunare, a făcut ca acea adunare să fie cu adevărat o adunare extraordinară? Am putea spune da. În casa lui Corneliu, la biserică, era și rugăciune. Dragii mei, aș vrea să vă întreb ce face ca o întâlnire a noastră, a bisericii, să fie relevantă. Ce face ca această întâlnire când ne adunăm la casa lui Dumnezeu să fie deosebită? Că este invitat un frate sau altul? Slavă Domnului, poate fi și asta. Dar dacă mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce a făcut ca întâlnirea, ca biserica, dacă vreți, din casa lui Corneliu, să fie specială. și ce a fost? Acolo a fost prezent Dumnezeu. Și la cea întâlnire a fost prezent Dumnezeu și la cea întâlnire Dumnezeu a trimis răspuns din cer. Spuneam că relație înseamnă ca eu să vorbesc lui Dumnezeu și El să-mi vorbească, eu să mă rog lui Dumnezeu și El să-mi răspundă. În casa lui Corneliu, oamenii au auzit vorbirea lui Dumnezeu. Corneliu a auzit vorbirea lui Dumnezeu. Petru a auzit vorbirea lui Dumnezeu. Cei din casa lui Cornel au auzit vorbirea lui Dumnezeu prin cuvântul pe care Apostolul Petru l-a predicat în casa lor. Dragii mei, când ați avut ultima dată experiența auzirii vorbirii lui Dumnezeu? Sau noi considerăm că vorbirea lui Dumnezeu înseamnă doar atunci când se vine un înger din cer? Da, se poate și așa. Sau auz o voce? Da, se poate și așa. Sau ai o vedenie, da, se poate și așa. Dar cei din casa lui Corneliu au auzit vorbirea lui Dumnezeu predicat, acest cuvânt a lui Dumnezeu predicat. Și Petru a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Când a fost ultima dată când a spus această predicare, acest cuvânt a fost vorbirea lui Dumnezeu pentru mine și pentru Sufletul meu? Dragii mei, Biserica. Cu rezultate spirituale, evident, este biserica în care se aude vorbirea lui Dumnezeu, în care vorbește lui Dumnezeu. Este biserica în care Dumnezeu răspunde la rugăciune. Și, dragii mei, de atâtea ori ne rugăm pentru cauze, pentru situații și așteptăm ca Dumnezeu să răspundă. Spune scriptura că Dumnezeu a răspuns la rugăciunea lui Corneliu. Omul acesta, așa cum știa el în relația lui cu Dumnezeu, se ruga lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a răspuns. Când a fost ultima dată când Dumnezeu a răspuns la rugăciunea dumneavoastră? Sau au avut oamenii din casa lui Cornel experiența mântuirii? Pentru că la biserică, în casa lui Dumnezeu, acolo unde este prezent Dumnezeu, oamenii se mântuiesc. Pentru că se spunea și mai devreme, Duhul Sfânt este prezent acolo și convinge lumea, ne convinge pe noi că suntem păcătoși și atinge inima noastră și oamenii se întorc la Dumnezeu în biserica unde este prezent Dumnezeu, acolo are loc și botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt. Dragii mei, Acolo unde este prezent Dumnezeu, este prezent și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta cu prezența Duhului Său cel Sfânt peste tineri și peste bătrâni, peste mici și peste mari, peste slujitori și peste cei din biserică. Dumnezeu să lucreze. Biserica relevantă, biserica cu impact asupra societății, asupra oamenilor, este biserica în care este prezent Dumnezeu, biserica în care se manifestă Dumnezeu. De aceea, în câteva gânduri, aș vrea să vorbesc despre biserica cu rezultate spirituale evidente. N-ați vrea să fim o astfel de biserică? Care să auzim vorbirea lui Dumnezeu, în care Dumnezeu să ne răspundă la rugăciuni, în care oamenii să fie mântuiți, în care toți să fim botezați cu Duhul Sfânt. Îmi place că aici spune că toți cei care au fost prezenți în casa lui Corneliu, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Biserica cu rezultate spirituale este biserica în care, în primul rând, oamenii sunt dispuși să se adune. Spune cuvântul lui Dumnezeu că există multe experiențe pe care le putem experimenta și le putem avea în intimitatea odăiței noastre exemplul lui Corneliu, omul acesta, pe când se ruga, a avut o experiență cu Dumnezeu. Dar, dragii mei, alte experiențe le avem în biserică, când suntem în comunitatea fraților. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. Toma, în seara când Domnul Iisus Hristos s-a înviat, nu a fost prezent cu cenicii, nu știu unde a fost el probabil copleșit de foarte multe lucruri, de foarte multe întrebări și frământări, el n-a fost prezent la biserică. Dar în acea seară, la biserică, a fost prezent Domnul Isus Hristos cel înviat. Și ceilalți ucenici din grupul lui l-au întâlnit pe Isus Hristos cel înviat. Dar Toma n-a avut parte de această experiență pentru că nu a fost la biserică. Nu vi s-a întâmplat câteodată să nu veniți aici la biserică și să ajungă cei care au fost la biserică acasă să spună astăzi m-am întâlnit cu Dumnezeu. A fost extraordinar. Și atunci tu simți că ai pierdut ceva. Pentru că, dragii mei, împărtășia bisericii, atunci când ne adunăm la casa lui Dumnezeu și în biserica cu rezultate spirituale evidente, acolo lucrează Dumnezeu, într-un fel sau altul, în moduri diferite. Dar ca să experimentezi ceea ce dă Dumnezeu în locul acesta, trebuie să fii prezent la Casa lui Dumnezeu. Și, dragii mei, anii aceștia ai pandemiei ne-au obișnuit să nu fim prezenți la Casa lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, și -am mai, am mai pus această întrebare, acum 3, 4, 5, 7 ani, vă puteați imagina vreunul dintre dumneavoastră ca în într-o duminică să nu fiți prezenți și la programul de dimineață? și la programul de după masă. V-ați fi putut care careva imagina ca duminică dimineața să vii la biserică și duminică după masă să stai acasă? Aș vrea să vă întreb, puteați sta acasă? E așa că nu te lăs... N-aveai cum să stai acasă. A venit perioada pandemiei și am fost nevoiți să stăm acasă. Și ce s-a întâmplat a fost că mulți dintre noi s-au obișnuit. Știți cu ce? Să fie prezenți doar la un singur program pe duminică. Și duminică dimineața este plină biserică și duminică seara, deși astăzi mă bucur că suntem mai mulți, dar mă rog ca și duminică după masa să fie ca și duminică după masa, dimineața. Avem transmisia aceasta online. Am implementat-o în perioada aceea, pentru că nu puteam să ne întâlnim la Casa lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, transmisia aceasta nu trebuie să fie pentru membrii bisericii care pot să meargă la biserică. Cel mult pentru membrii bisericii care nu se pot deplasa, frații, surorile mai în vârstă sau cei care sunt bolnavi sau cei din afară care ne urmăresc. Dar cred că membrii bisericii trebuie să fie prezenți în casa lui Dumnezeu, prin prezență fizică. Acum, dar, toți suntem aici, a spus Corneliu lui Petru, ca să ascultăm ceea ce spune Dumnezeu. Se amintea dimineață despre faptul că toți au fost acolo în camera de sus și așteptau ceva, au fost prezenți. Fizic. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne dea puterea aceasta, ca ori de câte ori este slujba la Casa lui Dumnezeu, să venim în locul acesta. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Oamenii dispuși să se adune. Dar, dragii mei, nu doar venim în locul acesta ca niște ființe foarte independente unii de alții, ci ar trebui să ne adunăm în unitate. Dragii mei, este extraordinar de importantă ca biserica să se adune în unitate. De foarte multe ori nu se întâmplă ceva în biserică pentru că nu ne adunăm în unitate. Aminteam versetul acesta, toți suntem aici ca să ascultăm ce are Dumnezeu să ne transmită. Vă spun iară, spunea cuvântul Dumnezeu, că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ, cu alte cuvinte, se unesc. Să ceară un lucru, oarecare, care le va fi dat. Dragii mei, se învoiesc în sensul acesta de se unesc. Oamenii aceștia s-au adunat în unitate. Dar oamenii aceștia s-au adunat și cu o abordare corectă a întâlnirii Bisericii. Aș vrea să vă întreb, cum veniți la Casa lui Dumnezeu? Cum abordați întâlnirea de la Casa lui Dumnezeu? Sau, haideți să fim foarte uh, concreți. În seara aceasta, când ați venit la casa lui Dumnezeu, ce ați avut în minte? Când v-ați îmbrăcat, când ați făcut dușul, când v-ați îmbrăcat, când v-ați aranjat, ce ați avut în gând? Cum ați venit la casa lui Dumnezeu? Nu e așa că de cele mai multe ori venim dintr-o obișnuință, dintr-o rutină. Dar oamenii aceștia din casa lui Corneliu, spune Scriptura că au venit la întâlnirea bisericii cum ca înaintea lui Dumnezeu. Suntem toți aici ca înaintea N-au venit doar la întâlnirea unii cu alții, n-au venit doar la întâlnirea cu Petru, ci au venit la casa lui Dumnezeu ca înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb câți dintre noi venim la casa lui Dumnezeu ca înaintea lui Dumnezeu? Dragii mei, este important să vii la casa lui Dumnezeu ca înaintea lui Dumnezeu? Este extraordinar de important, de foarte multe ori venim cu nebăgare de seamă. Pentru că, dragii mei, când știi că mergi la întâlnirea cu Dumnezeu, nu doar la un program de biserică, vii la casa lui Dumnezeu pregătit. Dar nu doar că ți iei costumul de duminica sau te aranjezi sau te îmbraci, vii pregătit cu inima ta, pentru că știi că mergi la casa lui Dumnezeu și acolo la casa lui Dumnezeu te întâlnești cu Dumnezeu. Și se spune aici că Dumnezeul cu care avem noi de-a face este un Dumnezeu gelos și sfânt. Nu poți veni la casa Lui Dumnezeu nepregătit. Preoții, cei care vin la casa Lui Dumnezeu, trebuie să se sfințească. Oamenii trebuie să se sfințească. Toți când venim atunci la casa Lui Dumnezeu, trebuie să venim pregătiți. Să nu venim oricum înaintea Lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Să nu venim doar uh, din, din obișnuință, ci să venim pregătiți înaintea Lui Dumnezeu. Preoții care se apropie de Domnul trebuie să se sfințească. Să ne frei 10 cu 22. Să ne apropiem, dar cum? Cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuge rău și cu trupul spălat, cu o apă curată. Așa trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să vii oricum. Trebuie să fii pregătit, știind că acolo te întâlnești cu Dumnezeu. Dar o atitudine corectă vis-a-vis -vis de întâlnirea bisericii înseamnă și să vii cu așteptare. Dragii mei, ce am văzut în casa lui Corneliu, oamenii aceștia au venit cu așteptare, cu inimile pline de însetare. Vrem să vedem ce are Dumnezeu să ne spună. Pentru noi suntem toți aici adunați, ca înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm tot ceea ce s-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Mai venim noi cu așteptări la casa lui Dumnezeu? Cu așteptarea ca Dumnezeu să ne vindece pe cei dragi din casele noastre? cu așteptarea ca Dumnezeu să mântuiască pe cei ne mântuiți din casele noastre, cu așteptarea ca Dumnezeu să schimbe inimile noastre care poate sunt de piatră sau reci, venim noi cu astfel de așteptări? Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Dragii mei, biserica cu rezultate spirituale evidente este biserica în care oamenii sunt dispuși să se adune. Dar în al doilea rând, biserica cu rezultate spirituale evidente sunt, este biserica în care oamenii sunt dispuși să admită, să recunoască. Aș vrea să vă întreb, Corneliu, omul acesta, care era un om învățat, spune Scriptura că era un ostaș, omul acesta a făcut o școală militară, dacă ar fi să evaluăm din punct de vedere al școlii pe care a făcut-o Corneliu și de cealaltă Petru, am putea spune că, evident, Corneliu avea mai multă sau mult mai multă școală decât Petru. Dar omul acesta, învățat, a admis, a recunoscut că are nevoie să fie învățat. Cei din casa lui Corneliu, vecinii lui, prietenii lui, probabil colegii lui, care au fost acolo prezenți la cea întâlnire, la cea biserică, au recunoscut, au admis că au nevoie să fie învățați. Dragii mei, admiteți, recunoașteți că aveți nevoie să fiți învățați. Haideți să vă dau exemplu de, despre un om. În Cartea Faptele Apostolului, capitolul 18, vorbește Scriptura despre Apolo. Și au zis cam cum uh, era omul acesta. La Efes a venit un iudeu numit Apolo din din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El era învățat în ceea ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat și vorbea și învățăta, învăța, amănunțit pe oameni despre Isus. Măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în, în sinagogă. Deci omul acesta cu aceste calități extraordinare, nu mai putea spune că un predicator de nota 10, îi spune Scriptura că în biserica aceea în care a slujit el, a fost o familie, Aquila și Priscila. Și spune cuvântul Dumnezeu că Aquila și Priscila când l-au auzit, l-au luat la ei și au arătat mai cu deamănuntul calea Lui Dumnezeu. Apollo, tu mai ai nevoie să fii învățat? Doar tu ești un om învățat, un om care uh, ai foarte multe cunoștințe. Dar omul acesta s-a smerit și a admis că are nevoie să fie învățat. Dragii mei, când venim la Casa lui Dumnezeu, fie că suntem pocăiți de un an sau de 50 de ani, toți trebuie să recunoaștem că avem nevoie să fim învățați. Pentru că niciunul dintre noi nu am ajuns desăvârșiți, niciunul dintre noi, ci toți avem nevoie să fim învățați. Biserica cu rezultate spirituale evidente este biserica în care oamenii admit că au nevoie să fie învățați. Dar nu doar că admit că au nevoie să fie învățați, ci admit sau recunosc că au lipsul în relația lor cu Dumnezeu. Dragii mei, haideți să vă spun despre Cornel, omul ăsta, cam cum arăta el. Cornel a fost un păgân care a crescut într-o religie politeistă. A fost detașat în Iudeea, acolo a luat contact cu religia iudeilor și a îmbrățișat-o. Și omul acesta o ce spune cuvântul despre el. El era credincios, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Era cucernic și temător de Dumnezeu. Era milos, făcea multe milostenii. Era vorbit bine de iudei. Era un om drept și corect era un om smerit pentru că s-a plecat să se închine înaintea lui Petru. El soldat, el ofițer roman. Am spune noi, este portretul unui credincios sfânt. Fratele Lunați vrea să fie în biserica asta astfel de oameni? Atât de credincioși cum era omul ăsta? Și cu toate acestea, omul acesta, cu toate aceste calități extraordinare, demn de toată aprecierea, acestui om îi mai lipsea ceva. Ce e lipsea lui Corneliu? Și ce e lipsea? mântuirea. Omul acesta avea o religie, dar omul acesta nu era mântuit. Omul acesta îi lipsea iertarea care se capătă prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Omul acestuia îi lipsea experiența botezului cu Duhul Sfânt. Și Corneliu și cei din casa lui, care eu cred că, înclin să cred că nu erau orice fel de oameni, sunt convins că probabil erau vecinii lui, prietenii lui, colegii lui probabil, oamenii aceștia au recunoscut că au lipsuri în relația lor cu Dumnezeu. Și Corneliu a recunoscut lucrul acesta. Dragii mei, s-ar putea, cum se spunea și dimineață, să avem acest sentiment de suficiență că este suficient cât avem. Dar, dragii mei, aș vrea să vă întreb, oare în viața fiecare dintre noi nu mai este loc ca Dumnezeu să mai pună ceva în plus? Oare suntem noi așa de plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu încât să nu mai avem loc pentru a fi umpluți? Oare suntem toți botezați cu Duhul Sfânt astfel încât Dumnezeu să nu ne boteze cu Duhul Sfânt pentru că este suficient cât avem? Dragii mei, oamenii aceștia au recunoscut, au admis că au lips în relația cu Dumnezeu. Dar oamenii aceștia au mai recunoscut încă ceva și cu asta apoi vreau să închei. Au admis falimentul eforturilor personale. Corneliu, omul acesta, a înțeles că oricât de cucernic ar fi, oricât de religios, oricât de moral, oricât de temător de Dumnezeu, prin efortul lui personal, nu se poate mântui. Deci când a venit un tânăr bogat la Domnul Isus Hristos, Doamne, ce trebuie să fac să moștenez viața veșnică? Știi, cunoști legea? Doamne, toate aceste lucruri, dar îți mai lipsește un singur lucru. Dragii mei, Vreau să vă întreb, fariseul acela care a venit la casa lui Dumnezeu la templu, a admis că are lipsuri în relația cu Dumnezeu? Nu. Era plin de el. Se considera superior vameșului. Dar, dragii mei, fariseul avea lipsuri mari în relația lui cu Dumnezeu. Dragii mei, suntem dispuși să recunoaștem falimentul eforturilor noastre personale? Se spunea dimineață, nu mai vedem și nu mai simțim nevoia de Duhul Sfânt pentru că avem impresia că ne descurcăm singuri. Ne descurcăm singuri la cântare, ne descurcăm singuri la predică, ne descurcăm singuri la rugăciune. Ne, des, ne descurcăm singuri când avem probleme pentru că suntem oameni care avem soluții. Medicina a evoluat, dar dragii mei, oamenii care au parte de experiențe spirituale veritabile sunt oamenii care admit că fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu pot face nimic ceva care să fie durabil, ceva care să lucreze cu adevărat. Dragii mei, suntem noi astfel de oameni? Mă rog ca biserica aceasta să fie o biserică cu rezultate spirituale evidente, în care oamenii să audă vorbirea lui Dumnezeu, în care oamenii să fie mântuiți, în care Dumnezeu să răspundă la rugăciuni și Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt. Dar pentru asta, spuneam, este nevoie ca biserica să se adune în unitate, să începem să ne adunăm în unitate. Și apoi să începem să recunoaștem lipsurile din viața noastră, să recunoaștem că avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să conștientizăm nevoia de El și apoi Dumnezeu lucrează. Vreau să mă opresc aici, pentru că aș vrea să ne lăsăm timp să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și aș vrea în această rugăciune să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica noastră, dincolo de nemulțumirile pe care le avem, dincolo de judecățile pe care noi le facem, dincolo de gândurile noastre, Aș vrea ca să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze această biserică, ca ori de câte ori ne adunăm în locul acesta, Dumnezeu să fie prezent aici. N-ați vrea să fim o astfel de biserică. Vorbim foarte mult despre relevanța bisericii suntem relevanți atunci când în locul acesta este prezent Dumnezeu și când vin oamenii cu întrebări găsesc răspunsuri și când vin oamenii cu nevoi găsesc soluții la problemele lor. N-ați vrea să fim o astfel de biserică? Haideți să stăm cu toți ridicați în picioare și aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica noastră, să fie o biserică în care ori de câte ori ne adunăm să fie prezent Dumnezeu. O biserică în care Dumnezeu să lucreze cu putere. Haideți să ne rugăm cu toți împreună. Amin.